locului live. M-a chemat la poliție, la ăla de la circulație. Păi, de ce nu i-am zis? Păi și mă rog. Cum? O cliente a vrut să facă, chiar Jimmy era bătrânica. Nu, spii, am făcut discă, știi că îți fixează mâine la două și nu te treabă dacă poți, ca la miliție. Adresa, am zis că unui copil care nu a vrut eu pe da, două plus. Nu știu, sunt interesat. Asta e vorba. Nu, n-am mai făcut asta, cu da o facem altă dată când ziceți voi. Asta n-am mai făcut. Ah, da, da, da. Acum am niciun caz. Tenții ca să apară. Asta ți-ar bine. Dar noi am făcut solicitarea. Oameni, exact, că trebuie. Doamne, dar pe ce lume trăiesc? Tu, ăsta ai crezut, am vorbit ceva, uite, de aici tot așa cu spate, spate stau așa. Pe bune, eu asta cu ceva ne. Pe, uite, n-ai, stai, stai, nu merg. Mai era o bluză cu spate, cu spate, cu spate, cu spate. Aia cred că merg. Da, ia mi cu ceva. Nu pot, nu, nu. Pe care se ia prin asta nu vreau să-l iau. Cine? Exact. Miru. Ce-i cu mine? Ana. De ziua mea pe 9 martie, e un dinosu. Păi, să-l primești acum, Ana. Mai intră, mai intră. Mai intră. Aha, stai dacă nu ies. Stai mă, te rog că se intre cu mâinile, Suza. Stai mâna. Nu, nu mai știu ce să zic. Astăzi este cel de-al doilea eveniment din cadrul Săptămânii Naționale a Voluntarului. Este la fel de tradițională ca și evenimentul de la nivel național. Este ceva specific ce noi am inventat, ca să spun așa. Colegii noștri din alte centre de voluntariat sau centre de tineret nu cred că au făcut încă, dacă au făcut sunt precis după modelul nostru. Și noi suntem inspirați după OCCO, care în banat înseamnă piață de vechituri, și noi aici avem Free OCCO, adică așa cum e numele, avem o piață de vechituri unde vin donatorii, voluntari din comunitate, voluntarii noștri cu tradiție, de obicei donează obiectele care nu le mai sunt de folos, care mai pot fi folosite însă de altcineva. Nu numai haine, sunt și genți, și încălțăminte, și jucării. De fiecare dată ne trezim așa cu lucruri inedite. Ce am făcut în acest an? Am instaurat o regulă cumva, astfel încât cei care sunt donatori să poată pleca cu o piesă de rezistență la care nu pot să facă, eu știu, rezistență ei, să dovedească cumva că au nevoie de un lucru de aici și atunci să și-l ia. De ce? Pentru că de obicei când vedem ceva că e frumos, că mai ales că e pe gratis, suntem tentați să-l punem la loc acolo de unde tocmai am scos o plățuță și ne-am bucurat că am eliberat un răftuleț și acum aducem înapoi, numai din acest motiv, ca să ne gândim puțin dacă chiar avem nevoie de lucrul acela atunci când îl primim pe gratis, dar și atunci când îl cumpărăm, mai ales atunci când cumpărăm. Ce se întâmplă cu lucrurile donate? Lucrurile pe care le strângem în colecția de primăvară 2016 vor fi donate Fundației Humanitas Prodeo, care are un magazin de caritate, Charity Shop. Din ce se va colecta în bani acolo, prin vânzarea acestor lucruri, Fundația Humanitas Prodeo întreține centru de zi pentru copiii din Mociur, copii care vin, își fac lecțiile, servesc o masă caldă și astfel este cumva un control în comunitate ca să nu rămână pe lângă școală, să fie cumva incluși în comunitate. Mulțumim! Da, despre ce ai adus tu astăzi la Free OCCO și ce vei lua acasă? Am adus haine pe care nu le mai port și speranța mea e să nu iau nimic acasă ca să vadă copiii ăștia ce înseamnă totuși să nu
încurajez ideea asta de consumism. Adică am adus ca să nu mai am atâtea lucruri și atunci normal ar fi să plec fără nimic, să nu îngroși mai tare rândurile în durată. Acțiunea este una caritabilă până la urmă. Aceste lucruri vor ajunge bani obținuți la copii. De ce e bine? Scuze? A, păi Fundația Humanitas Pro Deo este o fundație implicată în îmbunătățirea condițiilor pentru oameni cu probleme reale și nu pot decât să mă bucur că putem ajuta în vreun fel oamenii ăștia care chiar încearcă să schimbe ceva în comunitatea noastră. De ce ai adus tu la Friocico? Păi diverse haine, mai mult mama s-a uitat prin dulap și ce nu mai purtam, geci, bluze, diverse. Văd că ai pe tine o grămadă de haine. Da, păi mie asta mi se pare distracția de la activitatea asta, adică pe lângă donat, să ne simțim noi bine și să na, ne prostim cumva. Situațiune caritabilă, de ce e bine să ajutăm? Păi asta facem noi aici la Centrul de Voluntariat. Dacă noi avem ocazia să avem diverse lucruri, ar fi optim din partea noastră să le și împărțim, să vadă și alții bucuria. Și dacă putem face asta, de ce n-am face-o? Am venit cu hainele de care nu mai aveam nevoie din dulap. De ce? Păi asta ar fi cam al treilea an la care particip la această acțiune și mi se pare foarte important în orașul nostru și că nu se mai întâmplă ceva așa și nu toată lumea are așa un centru în care să facă activități de genul de care facem noi. Și Friocico mi se pare foarte, foarte utilă, mai ales că îi ajutăm foarte mult pe cei care chiar au nevoie de haine noastre și nu le ținem degeaba sau după aia le aruncăm și nu mai facem absolut nimic cu ele. Era și o păreagă cu noi, ori amuțit. Nu mai vreau să vorbească nici cu... Băiatul ăla 2 ani se va îmbrăca. Sigur, ce uite. El are 2 ani și cum verifică telefonul. Nu e rău, dar pentru ce trebuie. Da, pentru ce trebuie. Asta cum este Popa, el m-a învățat pe mine cum ar trebui să fie, cum nu știu ce. Comunist așa cum era să știi că n-ai cum, numai așa. Uite căștile acolo, vezi? Căștile... Da, e păcărie din aia de souvenir. Bă, dar tu ești pe cuvântul meu, mi-e chipul ce-o fi la tine în casă. Paula vrea să le arunce. Eu lui Lili, Luca au fost colegi cu mine de liceu. Veve, nu știu. Da. Mamă, toate le strânge, toate din gunoi le strânge. Aia e disperată.